fosoil, solarizarea, avantaje și dezavantaje. Bună, mă numesc Miguel, și sunt specialist în solarizare, utilizată în Sudul Spaniei. Această metodă are avantaje, dar evident și unele dezavantaje. Ele vor fi prezentate și explicate în acest videoclip Best for soil. Și a Solarizarea singură sau în combinație cu materiile organice modificate, cunoscută sub denumirea de biosolarizare, este o metodă extrem de eficientă de dezinfectare a solului. Reduce cu ușurință nivelul inocului de agenți patogeni din sol înainte de plantare, iar acesta este un factor cheie în câmpurile cu antecedente de boli transmise de sol. Soiurile intensive cultivate. Sunt predispuse atacurilor agenților patogeni și nematozilor. În același timp, este foarte probabil să existe specii multiple în solurile neechilibrate. Solarizarea și biosolarizarea prezintă avantaje, deoarece ambele tehnici au o gamă largă de utilități, astfel încât nivelul de protecție pentru cultura următoare este ridicat. Comparativ cu tehnicile de dezinfectare chimică sau cu ABUR, solarizarea are un cost redus și o eficacitate bună. Alt avantaj comparativ cu fumiganții convenționali este absența contaminanților reziduali. Nu este necesară o perioadă de pregătire a solului înainte de plantare, permițând astfel reducerea perioadelor de lăsare în paragină. Solarizarea și biosolarizarea sunt metode naturale, permise pentru toate tipurile de sisteme de producție certificate, inclusiv agricultura ecologică. În plus, biosolarizarea contribuie la reducerea deșeurilor generate la fermă, deoarece resturile vegetale pot fi utilizate ca materie organică pentru biosolarizare. Practic, se reciclează biomasa din fermă. Cu toate acestea, există unele dezavantaje asociate cu solarizarea. Pentru a obține rezultate eficiente, sunt necesare condiții specifice, în special la temperaturi ridicate și zile însorite, care nu vor corespunde întotdeauna cu perioadele de paragină din zonele temperate. Mai mult, această perioadă trebuie să dureze mai mult de 4 săptămâni, ideal ar fi 6 săptămâni. Este posibil ca această durată să fie extinsă în cazul în care o cultură de acoperire sau gunoi ecologic va fi utilizată pentru biosolarizare. Solarizarea este o practică adaptată pentru culturile de seră. Câmpurile mari vor necesita cantități mari de folie din plastic care va fi expusă vântului, păsărilor și altor animale. Cu toate acestea, întrucât serele sunt complet închise pe durata solarizării, aceste probleme pot fi evitate. În ciuda faptului că folia pentru solarizare este reciclabilă, plasticul este, în general, un material controversat pentru orice activitate umană, inclusiv agricultura. Un alt dezavantaj al solarizării este efectul asupra organismelor beneficiare. Majoritatea ciupercilor benefice își vor reduce prezența în solurile solarizate, dar unele bacterii benefice vor supraviețui sau populația lor chiar va crește. În plus, scurgerile de minerale sau poluanți pot fi o problemă gravă, de aceea este extrem de important să controlați aprovizionarea cu apă pentru a uda solul înainte de acoperire, însă a nu se utiliza apa peste cota de saturație a solului.